Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean organizează sâmbătă 11 noiembrie 2023 de la ora 10 Festivalul Național de Dans Face of Dance, aflat la cea de-a treia ediție. Evenimentul se va desfășura în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean. Festivalul se adresează copiilor și tinerilor care studiază arta coreografică în cadrul cluburilor și palatelor copiilor, școlilor, liceelor, asociațiilor și centrelor culturale. La festival s-au înscris 24 de școli de dans din Cluj-Napoca, Craiova, Arad, Alba Iulia, Târgoviște, Timișoara, Câmpia Turzii, Târgu Mureș, Slatina, Blaj, Sântana, Orăștie, Hunedoara, Simeria, Giurgiu și Deva. Cele mai bune evoluții din concurs vor fi premiate cu trofeul Face of Dance pentru cel mai bun moment al festivalului. Premiile 1, 2 și 3 și mențiune pentru fiecare disciplină de concurs, categorie de vârstă și secțiune de concurs. Participanții la concurs, precum și invitații acestora, vor avea parte de momente demonstrative de dans sportiv susținute de elevi ai școlii de dans Elite Dance Academy, coregraf Andra Căprioară și balet susținut de trupa de balet Lebedele Mari, coordonați de Viorica Iacob. Invitatul special al serii este trupa Art Adventure a Liceului de Arte Sigismund Toduță din Deva. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.